Salut, numele meu este Alex și sunt din partea ITSystem.org pentru a vă arăta cum să vă ușurați lucrul în interfața grafică a sistemului Ubuntu Linux. Vom configura atât programul MetaCD, ce se ocupă de ferestre, cât și programul CompiS, ce se ocupă cu efectele grafice ale ferestrelor. Pentru aceasta vom avea nevoie de două programe. Vom deschide un terminal, aplicații, accesorii, terminal, și vom verifica dacă avem instalate două programe, CompiS și CompiS Config Settings Manager. Dacă nu le avem instalate, vă rog să copiați această linie de comandă și să o introduceți în terminal. Îi vom da Enter dacă sunt instalate primul acest mesaj, dacă nu, vă rog să urmați pașii aferenți. Apoi, vom închide fereastra, vom deschide System, Preferințe, Ferestre pentru editarea configurărilor la MetaCD. Acțiune, bară de titlu. Dorim să avem un click dublu pe bara de titlu care să ne dea ori minimizează, dublu click, ori înfășoară pentru accesibilitate. Apoi închidem. Vom deschide System, Preferințe, CompiS Config Settings Manager și ne-ar interesa anumite lucruri, precum în zona desktop, viewport switcher, desktop based viewport switching, iar aici implicit vom avea anumite butoane dezactivate. Vom da click pentru mouse move next, vom avea dezactivat, vom activa cu Enable, bifând căsuța, apoi vom selecta butonul 4 de la mouse, îi dăm OK, apoi butonul 5 pentru Move Previous, pentru mouse, tot Enable. Ce înseamnă butonul 4 și butonul 5? Haideți să vă arăt o imagine. Butonul 4 reprezintă mișcarea de înainte a rotiței de la mouse, mouse wheel, iar butonul 5 înapoi. Anumite comportamente sunt specifice acestei mișcări. De exemplu, dacă dau înainte în acest program, voi avea un zoom. Dacă dau înapoi, mă va duce la starea inițială. Apoi închidem, revenim, ne asigurăm că pentru Move Next avem butonul 4 și pentru Move Previous butonul 5. Mergem înapoi, mergem mai jos, activăm captură de ecran bifând aici, intrăm în captură de ecran și vom vedea că pentru inițiarea acestei comenzi este necesară o grupare de butoane de tastatură, Super, și butonul 1. Butonul 1 fiind click stânga de la mouse. Super. Butonul Super se găsește în tastatură în partea stângă, cât și în partea dreaptă a tastaturii, între control stânga și alt stânga, sau între control dreapta și menu și spacebar. Diferă însă de la tastatură la tastatură. Închidem, revenim, mergem înapoi, mergem mai jos, dezactivăm butonul Static Application Switcher debifând această căsuță, apoi activăm căsuța de la Application Switcher și intrăm să aplicăm modificări. În modul implicit, unele butoane sunt activate. Este recomandat ca toate să fie dezactivate, ca de exemplu, pentru Next Window, All Windows, îl vom dezactiva debifând zona cu Enable. Îi dăm OK și vedem că este dezactivat. Îl activăm din nou și vrem ca atunci când ducem cursorul în zona de nord al ecranului, să avem un comportament de genul să ne alegem ce fereastră
din anume birou care o dorim. Pentru aceasta vom selecta secțiunea de nord din această zonă. Se va activa cu culoarea verde. Apoi vom selecta butonul numărul 4 pentru înainte. Îi dăm OK. La fel și pentru Previous Window. După cum vedeți, este activat cu Enable cu secțiunea de nord și cu butonul 5. Îi dăm OK. Dacă apar probleme, de exemplu conflicte între grupările de comenzi, este recomandat să dezactivați anumite comenzi setate inițial, precum Zoom sau Expo. Mergem înapoi, închidem și testăm aceste noi comenzi. De exemplu, vrem să facem o captură de ecran. Vom apăsa Super și în același timp vom apăsa și butonul 1 de la mouse. Și alegându-ne o zonă pe care vrem să facem captura, de exemplu, Super, clic stânga mouse buton, dăm un drag și selectăm zona de captură. Ridicăm degetul de pe butonul 1 de la mouse, clic și ne va apărea imaginea în desktop. După cum vedeți, este zona delimitată de alegerea noastră. Închidem și acum vreau să vedem cum ne putem mișca mai ușor printre birouri. De exemplu, aici jos în dreapta avem biroul 1, aici ar trebui să fie biroul 2, biroul 3 și biroul 4. Îi dăm click ca să vedem cum ne ducem la un birou sau la altul. Dar, cum am făcut modificări de configurare, putem schimba birourile cu ajutorul rotiței de la mouse. Înainte, înapoi. Acum am dorit să testăm comanda de schimbare a ferestrelor prin ducerea cursorului în zona de nord, în secțiunea nord, și apelarea mișcării de mouse wheel când înainte, când înapoi. Deschidem shortcut, deschidem mouse, deschidem tastatură. Acum putem să ducem, de exemplu, tastatura, că este mai lungă, în biroul alăturat. Mergem în biroul alăturat, îl ducem și mai în dreapta. Și acum îl avem pe biroul numărul 3. Mergem înapoi, îl ducem pe mouse pe biroul numărul 2 și încercăm ceea ce am setat. Ducem cursorul sus, înainte, și ne ducem la mouse, înainte, ne ducem la tastatură. După cum vedeți, dacă folosim rotița, putem să ne alegem ce fereastră dorim și atunci când ne alegem o fereastră, ne va duce direct la biroul în care este ea prezentă. De exemplu, suntem în biroul 1 cu screenshot 1 și am vrea să mergem în biroul numărul 3 unde există fereastra cu tastatura SOA. Automat ne-a dus în biroul respectiv. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Pentru noutăți, vizitați itassistant.org. Toate cele bune!